La sfârșitul săptămânii, scriitorul Mircea Dinescu a vizitat Târgu Mureșul ca invitat de onoare al președintelui Fundației Bernadi, domnul Borbei Laszlo. După un tur prin târgul ONG-urilor amplasat în centrul orașului, discuțiile au continuat la sediul fundației. Cu Borbei a fost obsesia mea să vin la Târgu Mureș și să-l sprijin la primărie, pentru că îl consider cel mai european politician român. Nu numai că a știut să negocieze cu Europa Occidentală, dar felul lui de a fi îmi dă sentimentul că este un european. A reușit să devină mult mai simpatizat decât mulți politicieni români. Știți de ce ne cunoaștem noi cu Mircea și de ce cunoaște el atât de mulți oameni și eu cred că îl iubesc foarte mult pentru că consider nu e numai un proprietar de poduri cum și-a închipuit el în anii 70, ci este și un proprietar de suflete. Și aceste lucruri contează foarte mult. După amiază la Casa Bernadi a avut loc lansarea volumului de panflete a scriitorului Mircea Dinescu, carte intitulată Cuie, câini și ardeiuți, apărută recent în limba maghiară.